pentru cei ce nu mă cunosc încă, eu sunt Mirela, iar azi vom lucra împreună o păturică formată din pătrate cu inimioarele lucrate din bobițele popcorn, de data aceasta croșetate. La mine pe canal știți că sunt și cele tricotate, iar de data aceasta le vom lucra pe cele croșetate. După cum bine vedeți, eu am aici o fâșie cu 3 pătrate până la acest moment. Mai am încă unul aici pe care o să lucrez cu voi, să vedeți cum procedez. Acum eu am o combinație de gri și maro, pentru că așa s-a cerut. Nu am folosit niciodată, recunosc, până la acest moment această combinație. Nu se vede ea la cameră chiar foarte, foarte bine, exact așa cum este. Griul este unul argintiu, iar maroul este puțin mai deschis. Un cafeniu, aș putea să-i zic mai bine, sau un cappuccino, nu știu exact cum să-l numesc. Doar că, dacă ar fi fost după mine personal, n-aș fi văzut niciodată împreună aceste culori. Însă am acceptat provocarea unei mămici de a lucra cu aceste două culori și vedem cum o să fie până la final. Uitați, acum eu voi face așa. Am aici, am început cu gri de jos, am pus la mijloc maroul, în partea cealaltă am gri, urmează bineînțeles maro, după aceea gri și tot așa, până la lungimea dorită. Acum, următoarea fâșie, am început-o cu maro, după cum bine se vede aici, iar acum urmează să lucrăm cu gri. Voi lucra cu Alize Baby Best. Am uitat să specific, este un fir anti-peeling, îl știți, eu l-am mai prezentat și în alte tutoriale. El se lucrează cu croșetă între 2 și 4, cum ne recomandă producătorul. Andrele 4-5, depinde fiecare cum obișnuiește să-l lucreze. Eu îl voi lucra azi cu o croșetă numărul 3,5. Mă uitați. Avem nevoie și de o forfecuță, ne va fi utilă. Mai avem nevoie de un centimetru. Haideți să termin, vă dau câteva detalii, de fapt. Într-o 100 de grame, vedeți, noi avem 240 de metri. Se spală și la mașina de spălat, dar eu recomand a se face spălarea manuală, așa obișnuiesc și n-am riscat niciodată a strica vreun produs lucrat cu niciun alt fel de fir, nu vorbesc doar în cazul firului Alize Baby Best. Codul de culoare îl aveți aici. Pentru gri nu am acum eticheta, dar dacă cineva este interesat, vă pot lăsa în partea de jos sau în comentarii. Și vreau să măsurăm unul dintre pătratele noastre, să vedem ce dimensiuni avem. Uitați! Avem 16 cm înălțime, iar lățime tot 16 cm. Bun, dragii mei, acum dacă am stabilit detaliile, haideți să trecem la treabă. Deci eu o să-mi pun firul gri. Am stabilit deja că voi lucra cu gri. Deci dacă am început cu maro, următoarea culoare este gri, după aceea maro și tot așa repetăm. Și încep de aici, ca și cum aș începe un nou pătrat, adică fix aceeași tehnică va fi și atunci când îl încep
de aici, de jos, doar că atunci eu voi lucra 26 de ochiuri de lanț. Acum veți vedea cum procedez. Uitați, lucrez un picioruș scurt. Îmi țin și ața aici în spate că vreau să o prind în lucru. Intru în ochiul cu numărul 2, uitați, așa, dar doar pe bucla din spate. Bucla de aici din față rămâne. Uitați. Așa. Sper să se și vadă foarte bine. Deci intru doar pe partea din spate, țin și ața gri pentru că vreau să o prind în lucru și voi lucra așa, 25 de piciorușe scurte. Deci fiecare pătrat va avea 25 de piciorușe scurte pe tot parcursul lucrului. Uitați. Am lucrat 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10. Am prins puțin firul aici, îl las, totuși nu mai țin. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, după cum vă spuneam, vom avea 25 de piciorușe scurte. Acum facem un ochi de lanț. Întoarcem lucrul nostru. Intrăm în primul loc aici. Lucrăm un picioruș scurt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aici vom tăia acest capăt de fir pentru că el a fost deja prins în lucru. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 și aici avem ochiul cu numărul 25. Lucrăm din nou un ochi de lanț. Întoarcem lucrul sau răsucim cum vreți să spunem și mai facem încă două rânduri. Unul acum pe fața lucrului, tot 25 de piciorușe scurte. Ne întoarcem pe spatele lucrului, vom lucra tot 25 de piciorușe scurte. Noi avem până la acest moment două rânduri lucrate.
Mai lucrăm alte două și când ajungem în rândul 5, ne vom reîntâlni. Am revenit. Am lucrat cele patru rânduri, după cum bine v-am spus. Acum, cum vom proceda? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Am lucrat 12 piciorușe scurte. Mai departe, luăm un jeteu pe croșetă. În ochiul cu numărul 13 vom lucra prima bobiță. Și iată astfel. Vedeți, am luat jeteu pe croșetă. Intrăm aici. Tragem o buclă, trecem cu croșeta pe sub ea, lăsăm așa neînchis. Următoarea. Avem două piciorușe până la acest moment. 3, 4 și vedeți că pe croșeta am 5 bucle, 2, 4, 5, vedeți? Acum vom proceda astfel. Luăm un jeteu, le lucrăm împreună, adică trecem pe sub toate cele 5 bucle cu un jeteu. Mergem în următorul spațiu și lucrăm din nou un picioruș scurt. Și iată, așa se formează prima bobiță. Deci am lucrat primul picioruș scurt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dacă în prima parte până la bobiță am avut 12 piciorușe scurte, în ochiul cu numărul 13 am realizat bobița de popcorn. După ea am lucrat alte 12 piciorușe scurte. Mai departe, lucrăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul. Pe partea din spate a lucrului nostru întotdeauna vor fi lucrate cele 25 de piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aici unde avem bobița, intrăm aici și lucrăm un picioruș scurt. Vedeți? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Din nou ochiul de lanț. Răsucim lucrul nostru. Vom lucra aici primul picioruș scurt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe scurte. Noi am lucrat prima bobiță în rândul 5. Rândul de pe spate a fost rândul cu numărul 6. Acum noi suntem la rândul cu numărul 7. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am lucrat 10 piciorușe scurte. Luăm jeteu în ochiul cu numărul 11. Facem din nou o altă bobiță de popcorn. Și anume, 4 piciorușe din acestea neterminate pe care le vom închide
Împreună. Uitați. Am 5 bucle pe croșete, iau un jeteu, trec pe sub toate cele 5, strâng puțin aici, am nevoie să fie puțin strâns. Acum voi lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, vedeți? În ochiul cu numărul 4 lucrez din nou o altă bobiță. 2, 3, 4, am 5 bucle pe croșetă, trec cu un jeteu pe sub toate 5, iar acum trebuie să am 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedeți? Mai departe lucrez un ochi de lanț, întorc lucrul, iar pe spatele lucrului, cum v-am spus, tot timpul vor trebui să fie 25 de piciorușe scurte. Deci am 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum aici intrăm sub această buclă, vedeți, și lucrăm 11, 12, 13, 14, lucrăm și sub bucla aceasta, ochiul cu numărul 15, adică piciorușul cu numărul 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Un ochi de lanț, întoarcem lucrul. Acum vom proceda astfel. Lucrăm 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci avem 8 piciorușe scurte. Suntem în rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rândul 8 a fost cu, a fost pe spatele lucrului cu cele 25 de piciorușe scurte. Acum, în rândul 9, am lucrat 8 piciorușe scurte. În luăm jeteu, în ochiul cu numărul 9, vom lucra din nou o bobiță. 1, 2, 3, 4. Am 5 pe croșetă, le închid împreună, lucrez 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În ochiul cu numărul 8 lucrăm din nou o bobiță. 1, 2, 3, 4. Le lucrăm împreună. Tragem un jeteu pe sub toate 4. Și mai departe. Va trebui să avem 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am finalizat și rândul 9. Întoarcem lucrul, mergem pe spatele lucrului și vom lucra rândul 10 doar în piciorușe scurte. Vor fi 25 de piciorușe scurte și ne reîntâlnim.
Am devenit acum. Suntem în rândul 11. Vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. În ochiul cu numărul 7 vom lucra o bobiță 1, 2, 3, 4, vedeți, am 15 croșete la acest moment, le lucrez împreună. Mai departe, acum va trebui să lucrez 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vedeți? Bobița, inimioara din bobiță începe să prindă contur în ochiul cu numărul 12. Acum lucrăm din nou bobiță. 1, 2, 3, 4, deci dintr-un ochi facem 4 piciorușe duble neterminate și le închidem pe toate împreună când avem 5 pe croșetă, 5 bucle, uitați, strângem puțin aici. Acum urmează să lucrăm 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedeți? Mai departe, lucrăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul pe partea din spate, aici lucrăm până la capăt, cele 25 de piciorușe scurte, fără nicio altă modificare. Doar singura atenție trebuie să fie aici unde sunt bobițele, să lucrăm și în ochiul în care am lucrat bobița, vedeți? Odată aici și odată aici. Am finalizat și rândul 12 de pe spatele lucrului. Acum mergem pe fața lucrului în rândul 13 și anume lucrăm 1, 2, 3, 4, 5. Deci vom lucra 5 piciorușe scurte. În ochiul cu numărul 6 realizăm o bobiță, adică 4 piciorușe neterminate. În același loc, vedeți? Când avem 4 bucle pe 5 bucle, scuzați, pe croșete, luăm un jeteu și le închidem împreună. Mai departe, vom lucra 13 piciorușe scurte. Am lucrat pe primul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Luăm jeteu pe croșetă, în ochiul cu numărul 14 lucrăm din nou bobița popcorn. Deci 3, 4. 4 piciorușe neterminate. Avem 5 bucle pe croșetă, le închidem împreună și trebuie să avem în capătul acesta 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Vedeți? Lucrăm un ochi de lanț, răsucim, mergem pe partea din spate a lucrului. Scuze, a picat ceva. Mergem pe partea din spate a lucrului și vom lucra
în rândul 14, cele 25 de piciorușe scurte. Am finalizat și rândul 14. Uitați, așa este rezultatul meu până la acest moment. Vedeți? Acest V de la inimioară prinde contur. Uitați. Acum vom merge în rândul 15. Și rândul 15 este identic cu rândul 13, de altfel. Anume, 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. În ochiul cu numărul 6 lucrăm o bobiță, adică dintr-un singur spațiu. 4 piciorușe neterminate. Vedeți, lăsăm cele 5 bucle pe croșetă, le lucrăm împreună. Mai departe vom lucra 13 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acum realizăm o altă bobiță. 1, 2, 3, 4. Închidem cele 5 bucle împreună și va trebui să avem din nou 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 8-ul de lanț, răsucim, vom lucra acum rândul 16, adică pe spatele locului, 25 de piciorușe scurte. Am terminat și rândul 16. Iată, acesta este rezultatul obținut până la acest moment. Acum suntem pe fața locului. Mergem în rândul 17 și anume vom lucra 1, 2, 3, 4, 5. Deci vom lucra 5 piciorușe scurte. În ochiul cu numărul 6, lucrăm din nou o bobiță. Uitați, chiar deasupra celei din rândul anterior. Și am 1, 2, 3, 4. Vedeți? Am făcut cele 4 piciorușe neterminate dintr-un singur ochi. Închidem cele 5 bucle împreună. Iată, așa. Acum vom lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În ochiul cu numărul 7 aici voi lua jeteu și lucrez din nou o bobiță. 1, 2, 3, 4. Le închidem pe toate împreună. Mai departe lucrăm alte 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deasupra bobiței din rândul anterior, în ochiul cu numărul 7 aici, realizăm o alta, 2, 3, 4. Am realizat o altă bobiță. Acum va trebui să avem 5 piciorușe scurte. 1, 2,
3, 4, 5, ochiul de lanț, răsucim, mergem pe partea din spate. În rândul cu numărul 18 va trebui să avem până la final de rând 25 de piciorușe scurte. Am finalizat și rândul 18. Acum vom merge în rândul 19 pe fața locului. Și anume vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. În ochiul cu numărul 7 lucrăm o altă bobiță. Mai departe vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3. Acum lucrăm o altă bobiță, 1. Mai departe vom lucra alte 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. O altă bobiță. O închidem. Lucrăm 1, 2, 3 și o altă bobiță. 1, 2, 3, 4. O închidem împreună. Va trebui să avem 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedeți? Pe acest rând noi am lucrat 4 bobițe. Mai departe lucrăm un ochi de lanț, întoarcem lucrul, mergem în rândul 20, unde vom lucra pe spatele lucrului doar piciorușe scurte, 25 la număr până la final de rând. Aici, unde avem fiecare bobiță din rândul anterior, lucrăm deasupra ei un picioruș scurt. Uitați, la prima am lucrat aici, voi lucra acum la cea de-a doua. Mergem mai departe cu 3 piciorușe scurte. Cel de-al patrulea este aici, deasupra bobiței. Mai departe, 1, 2, 3. Următorul este deasupra bobiței. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedeți? Am finalizat și rândul 20. Acum vom merge în rândul 21. Ne aflăm pe fața locului și vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte. În ochiul cu numărul 9 lucrăm o bobiță. Iată așa. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Lucrăm 7 piciorușe scurte, nu 3. Și o altă bobiță. Scuze, a ieșit croșeta. Acestea de silicon mai ies uneori, dar nu e nicio problemă că, uitați, la fel de rapid intră și înapoi. 1, 2, 3, 4. Închidem bobița. Iar acum va trebui să avem 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am finalizat și rândul 21. Acum întoarcem lucrul. Practic, uitați, inimioara s-a închis. Aceasta a fost, vedeți? Ne întoarcem pe spatele lucrului. Vom lucra piciorușe scurte. Uitați, 25 la număr până la capăt. Acesta va fi rândul 22. Rândul 23 va fi format tot din piciorușe scurte, 25 la număr, rândul 24 tot din cele 25 de piciorușe scurte, iar rândul 25 tot din 25 de piciorușe scurte. Și atunci se va închide pătratul nostru. Deci el se întinde pe 25 de rânduri. Uitați. Vedeți? Mai avem aici deasupra, după ce am finalizat inimioara, mai avem de lucrat 2-4 rânduri. Vedeți? 2-4. Și le lucrăm separat și ne reîntâlnim. Am revenit, am lucrat și celelalte rânduri până am ajuns la 25, după cum vă spuneam. Uitați, avem așa. Deci 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Iar primul rând de aici, de la început, 25. Vedeți? Aceasta este, practic, acesta este pătratul cu inimioară, din care noi putem lucra păturici foarte, foarte frumoase. Culorile le alegeți voi cum vă place. V-am zis, în cazul meu este o provocare, practic, aș putea să spun. Am să vă arăt că acum vom lucra, vom pune din nou firul maro. Vedeți? Aici am început cu gri, la mijloc maro, următoarea a fost gri. Acum, în acest caz, haideți, poate se și vede bine, am început cu maro, cea de-a doua fâșie. Maro, gri, iar următoarea va fi maro. Mai arăt încă o dată, poate așa va fi mai bine înțeles. Uitați, intru aici sub primul ochi. Punem cealaltă culoare. În cazul meu este maro. La dumneavoastră poate fi orice altă culoare. Ținem firul aici și lucrăm doar pe bucla din spate. Cea din față, vedeți, noi aici avem un V, practic. Bucla din față rămâne, iar noi vom lucra doar pe partea din spate până la final de rând. 25 de piciorușe scurte, cum am procedat și cu cealaltă culoare. Uitați. Și așa. Deci, ca aici la îmbinare, să ne rămână acest rând de bucle, vedeți? De pe partea din față. Uitați. Acum rămâne cel cu gri. Eu sper că s-a înțeles. Atât va fi pentru tutorialul de astăzi, pentru că atunci când eu mai avansez cu lucrul meu, deci până la acest moment eu am, după cum bine vedeți, 5 fășii, adică 5 pătrate în 2 fășii.
La final, aceste fâșii vor fi prinse între ele. Vedeți? Aici vom prelucra marginile, o să vă arăt, dar într-un alt tutorial. Și vor fi prinse, veți vedea modul de închidere. Apoi vom face toate cele patru laturi ale păturicii, deci latura de jos, latura aceasta, latura din stânga și latura de sus. Vor fi toate prelucrate și la final va avea un model interesant. Veți vedea despre ce vorbesc, dar de-abia în cea de-a doua parte a tutorialului, pentru că eu trebuie să-mi lucrez până atunci toate fâșiile cu pătrate de care eu am nevoie. V-am spus, dimensiunile pot fi la fiecare atât cât își dorește, adică eu v-am măsurat un pătrat din acesta, vă spuneam că are 16 cm, uitați, îl măsurăm și pe acesta care l-am lucrat, vedeți, are 15 și puțin, dar ele când vin întinse sunt de 16 cm. Uitați, să-l și pot întinde puțin. Aproape 16. Firul gri, cred eu, că este ușor, ușor mai subțire. Dar asta nu este nicio problemă, pentru că este din aceeași gamă, dar știți și voi că într-un lot de fire poate fi un bax sau poate fi un bobin ușor diferit. Asta nu este, nu reprezintă un mare pericol pentru noi cele care lucrăm, pentru că chiar dacă lucrăm pe părți cum eu lucrez acum, la final totul, atunci când este închis, totul devine identic, pentru că după spălarea produsului, firele cumva se și lucrul de altfel se aranjează. Nu știu ce aș putea să vă mai spun, decât că vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru mine, pentru că v-ați abonat, pentru că mă urmăriți, pentru comentariile frumoase de încurajare și de susținere. Ne întâlnim data viitoare. Până atunci, vă doresc spor în toate și multă, multă sănătate. O zi bună! La revedere!